Bună seara, doamnelor și domnilor, din nou la Realități Rurale. După cum bine știți, anul acesta am ajuns de câteva ori în Delta Dunării, bineînțeles AgroTV, prin oamenii pe care i-am deplasat acolo. Destinația turistică Delta Dunării este o destinație pe care mulți dintre noi o dorim să o bifăm în ceea ce privește destinații turistice plăcute și mai ales dorite. Este foarte frumos în orice anotimp și veți vedea acest lucru și din imaginile pe care vi le-am prezentat, pentru că sunt imagini proaspete, aș putea spune, de numai o săptămână și un pic, atunci când colegii noștri au fost la o acțiune a Asociației de Management al Destinației Turistice Delta Dunării. O acțiune pe care, cel pe care l-am invitat astăzi, președintele acestei asociații, domnul Cătălin Țibuleac, ne va prezenta. Bună seara, bine ați venit! Bună seara, mulțumesc de invitație! Ținem aproape, domnul Țibuleac. Vreau să vă spun, noi ne-am întâlnit chiar și în Delta Dunării la un festival al borșului. Acolo eram mai aplicați. Încercam să vedem cât de bune sunt produsele la fața locului. Aici încercăm să vedem cât de bun este managementul și cum se poate face, de fapt, un management bun. Și mai ales ce ne lipsește nouă românilor, câteodată chiar ne întrebăm, ca să ajungem la niște performanțe deosebite și în zona asta de a gestiona, iată, astfel de lucruri. Delta Dunării este o perlă a turismului românesc, este o rezervație, o biosferă a rezervației naturale Delta Dunării, pe care încercăm să o dăm mai departe așa cum am primit-o generațiilor viitoare. Sau cel puțin eu, dumneavoastră, ne propunem asta. Alții își propun acest lucru? E o întreagă discuție vis-a-vis de Delta Dunării și ceea ce înseamnă Delta Dunării ca și destinație turistică. Turismul în sine înseamnă prezența umană, înseamnă activitatea antropică într-o zonă de biodiversitate. Spun eu că actorii importanți din industria ospitalității și nu numai aici, mă refer și la autoritățile locale, la administrația rezervației biosfera Delta Dunării, toți, fără excepție, își doresc o deltă care să respecte, să fie în continuare prezervată și să o lăsăm moștenire celor care vin după noi. La nivel declarativ, toată lumea vrea asta. La nivel declarativ, toată lumea se aliniază unei astfel de idei și unei astfel de principiu, ceea ce undeva este normal și e firesc. Din păcate, aici lucrurile sunt mult mai complexe când discutăm de o destinație cum e Delta Dunării, până la urmă patrimoniu UNESCO, unică la nivel mondial, o deltă locuită, unde zona antropică trebuie pusă clar în echilibru cu ceea ce înseamnă natura și mediu. Până la urmă, din păcate, legislația rezervației biosfera Delta Dunării datează din 1993. Aici era o discuție pe care aveam punctată, să știți, da, să ajungem la... Legea nu a fost actualizată decât în mică măsură. În acest moment s-a lucrat și Asociația de Management a făcut parte din grupul de lucru, spun, s-a lucrat la modificarea legii 82/1993, care reglementează activitatea în rezervația biosfera Delta Dunării. Spunem noi, cu modificări care să pună în echilibru natura și omul. Până la urmă, nu trebuie să uităm că Delta este locuită, iar comunitățile locale trebuie să trăiască și, zicem noi, să trăiască bine. Sigur, trebuie să aibă o activitate acolo, nu poate să fie acolo și să nu se lege de nimic din mediul înconjurător, să spunem evident, așa. Evident. Știți că județul Tulcea trăiesc numai puțin de 14 minorități. Și aici Delta Dunării, iar județul Tulcea în ansamblu, este un model de ceea ce înseamnă, un model european până la urmă. Discutăm de integrare, de comuniune, de minorități și așa mai departe. Delta Dunării este un bun exemplu de cum minorități 14 trăiesc în bună armonie și în bună cooperare. Ori când discutăm de minorități, discutăm de obiceiuri, discutăm de tradiții. Tradiții care de cultură, multiculturalitate, este un element definitoriu pentru ceea ce înseamnă Delta Dunării, județul Tulcea și în general destinația turistică Delta Dunării și Dobrogea de Nord, pentru că județul Tulcea, față de alte județe, este, dacă vreți, binecuvântat. Avem și mare, gurile de vărsare ale Dunării, Marea Neagră, și plajele superbe, Sulina, Sfântul Gheorghe, Gura Portiței.
avem delta și, în ultimul rând, avem Munții Măcinului, unde, din nou, discutăm de o rezervație naturală, de un parc național și, din păcate... Și de multă istorie acolo. Și multă istorie, din păcate, o zonă mult prea puțin cunoscută de turiști. Și n-a la fost nivel probabil național, scoasă la lumina reflectoare, n-a fost evidențiată, pentru exact. Că... O să avem imagini și o să discutăm apropo de asta. Sunt niște două lucruri pe care trebuie să spunem și modul în care ați reușit să faceți împreună cu presa. Până la urmă, acum două săptămâni, să spunem, să povestim, profitând de faptul, să spunem, în așa numite cupe a presei la pescuit, de fapt a fost o excursie în care toată presa a putut să vadă ceea ce unii dintre ei n-au văzut. Sunt sigur că unii dintre ei n-au văzut. Și atunci, revenind la ce spuneam acolo, trebuie scoase lucrurile astea la lumină și două dintre obiective chiar au fost în două zone de istorie, încărcare de istorie, pe care le vom vedea și vom discuta și despre ele. Vedeți, dumneavoastră, noi ca asociație de management al destinației, când vorbim de management, în primul rând discutăm de ceea ce înseamnă dezvoltare, crearea interoperabilității între operatori, între actorii în industria ospitalității și activităților asociate din destinația turistică și, nu în ultimul rând, promovare. Toate cele trei elemente trebuie să fie în armonie. Doar promovarea nu e suficient. Trebuie să dezvolți mai întâi. Sigur că da, adică să ai ce să promovezi. Exact. Ca să poți dezvolta, trebuie să ai armonie între actorii care sunt pe piață, care concură la dezvoltarea unui produs turistic bazat pe ceea ce se dorește în acest moment în industria ospitalității și pe piața turistică în general. Nu mă refer doar la cea națională, ci la nivel internațional. Ori, noi ca asociație exact asta am făcut și era nevoie de așa ceva în Tulcea. Tulcea nu a avut niciodată parte de o promovare, județul Tulcea, Delta Dunării, n-a avut parte de o promovare intensivă cu caracter de continuitate. Au fost elemente, da. Adică când se mai trezeau, gata, avem așa o herup, am făcut materiale, câteodată mă uităm iar. Nici măcar atât. De cele mai multe ori, operatorii de turism, patronii de hoteluri, de pensiuni și-au făcut propria promovare. E normal, e firesc, dar nu într-un ansamblu complex pe care reprezintă Delta până la urmă. Asociația exact asta reprezintă în acest moment, platforma de parteneriat public-privat în zona turistică. Nu vă e frică de o asemenea responsabilitate? Până la urmă este o responsabilitate uriașă. Nu vorbim de... Vedeți, responsabilitatea este... Nu, vedeți dumneavoastră, dacă eu sau colaboratorii noștri am fi copleșiți de responsabilități, ne-am duce acasă. Nu responsabilitatea e problema, ci dorința de a aduce, sau de eforturile pe care le întreprindem permanent în a aduce în dialog toți partenerii din zona turistică. Nu este un lucru ușor. De multe ori ne lovim de mentalități, ne lovim de anumite, eu știu, idei care sau persoane care consideră că nu ăsta este drumul. Dar până la urmă să ne uităm ce am avut și ce am reușit în mai puțin de un an de zile să facem. Da. Și nu în ultimul rând de distanțe, că și aici e simplu să aduni corect din toate zonele. Corect. Ce ați reușit? Apropo, că spuneați acum, mi-ați dat deja, cred să vă punem următoarea întrebare. În ultimul an, ce ați reușit și ce n-ați reușit? Ce v-ați propus și ce ați putut să faceți? Din fericire, obiectivele pe care le-am propus au fost unele realiste, ținând cont de situația obiectivă din destinație. Ceea ce am reușit, spuneam, de partenerul public-privat, aducerea la aceeași masă a autorității publice locale și membrii în asociația de management sunt Consiliul Județean Tulcea, Primăria Jurilovca, Primăria Crișan, Primăria Tulcea, sunt și alte primării care urmează să adere la asociația de management, la care se adaugă, bineînțeles, zona privată, și aici mă refer la hotelieri, pensiuni, pensiunile mari deocamdată, asociații profesionale de transport, de pescari, asociații cum sunt cele ale lui Ivan Pațaichin, asociația Ivan Pațaichin Mila 23. Ivan Pațaichin, o figură emblematică pentru Tulcea și pentru România în general.
și care este alături de noi și contribuie alături de noi la ceea ce înseamnă construcția, managementul Correct. Acestei destinații. Dacă tot spuneați că este alături și asta, chiar avem un material pregătit, a fost prezent la acțiunea pe care ați avut-o. Haideți să vedem un material cu Ivan Pațachin. Cine nu știe pe Ivan Pațachin? Și este chiar o figură emblematică a ceea ce înseamnă Delta Dunării. Nu poți vorbi de Delta Dunării fără să nu spui Ivan Pațachin. Unde este vorba de turism, bineînțeles, în Delta este și Ivan Pațachin, pe care îl avem alături de noi. Bine ai venit alături de noi la această manifestare. Mulțumesc frumos. Eu vă mulțumesc că sunteți alături de noi, pentru că noi avem nevoie de dumneavoastră. Și așa cum am mai spus, dumneavoastră ați fost alături de mine. Sper că veți fi și alături de această asociație, care sper să ducă cât mai departe imaginea județului și mai ales a Deltei. Credeți că dacă această asociație va avea succes, suntem pregătiți să întâmpinăm un aflux brusc de turiști? Da, asociația nu cred că are ca obiectiv să aducă un număr mare de turiști. Avem nevoie să aducem turiști care vin cu plăcere, turiști care vin să respecte Delta și turiști care să aibă grijă de ea, pentru că Delta are nevoie de turiști care vin să stea mai multe zile, nu turiști pentru mici și bere, pentru weekend, ci pentru turiști care să sprijine și să promoveze Delta. Avem într-o singură destinație turistică atât litoral, cât și Delta, cât și munte. Munții Măcinului, care sunt munți deosebiți, sunt fantastici, sunt foarte frumoși și nu suficient, spun eu, promovați și nu foarte multă lume cunoaște despre Munții Măcinului. Când vorbim de multiculturalitate și ca proiecții pentru 2019, asociația de management în continuare va crea aceste proiecte și va susține proiectele care prezintă sau introduc multiculturalitatea și tradiția în armonie cu biodiversitatea. Iar zona continentală nu face excepție de la această paradigmă. Într-adevăr, toată lumea vorbește în general de Delta Dunării, e normal, e unică, dar alăturăm Deltei zona continentală, zona Munților Măcin, zona Julovca, zona Murighiol, unde ne aflăm în apropiere aici, zona Mahmudia, zona Sarichioi, sunt la fel zone superbe care permit o vizitare frumoasă și un turism educat, un turism care chiar să ofere sau să întregească visul oricărui persoane care vrea să viziteze județul Tulcea. Da, am văzut pe Ivan Pațachin și v-am lăsat în expres în ceea ce a spus, pentru că lucrurile nu pot fi date la o parte, e clar. Ivan Pațachin trebuie să fie prezent în orice acțiune care se întâmplă în zona Deltei Dunării și exact asta s-a făcut și acum și de fiecare dată. Eu vorbesc cu el, știu, de 94, deci în 24 de ani. Încerc de câte ori vine în București să mă întâlnesc cu el și să mai schimbăm niște cuvinte dacă ne știm. Vreau să spun că foarte rar reușesc acest lucru. Este când în Delta, când în București, când în afara țării, reprezentând interesele Londra, turistice, exemplu. Exact, și așa mai departe. Adică, astfel de vectori de imagine trebuie folosiți. Ce alt vector de imagine mai putem folosi pentru a face din Delta Dunării o destinație care lumea să își dorească? Flora, fauna, animalele care sunt atât de rare, una dintre ele, păsările care sunt atât de rare. Vedeți, dumneavoastră, Ivan Pațachin, exact cum discutam și mai devreme, este o figură emblematică și, evident, este personalitatea care promovează Delta Dunării, județul Tulcea, în ansamblul lui. Ceea ce, în schimb, este necesar să construim un brand de destinație. Brandul de destinație nu înseamnă doar logo. Logo este, dacă vreți, imaginea finală a brandului. Brandul de destinație în spate are un întreg complex de măsuri care nu fac altceva sau vor trebui, de altfel, să vină să standardizeze produsul turistic din Delta Dunării și Dobrogea de Nord. Mai exact ce înseamnă standardul de cazare, ce înseamnă standardul de alimentație, tradiții, de transport, de ghidaj. Ghizii de turism sunt foarte importanți, mai ales în Delta Dunării. Și puțin, din păcate.
Ori, brandul de destinație ar trebui, odată construit, să fie aplicat pe orice produs din destinația Delta Dunării și județul Tulcea, și Dobrogea de Nou, județul Tulcea în ansamblu. Ori, asta este un proiect pe care Asociația de Management Naturii, de parteneri, de membri, îl va construi pentru 2019. Spunem, noi sperăm ca 2020 să găsească destinația cu un brand propriu și care, alături de figurile emblematice, cum sunt Ivan Pațaic, cum este Tomas Simionov, care e tot din Tulcea, tot da, fost mare campion, să sprijine la promovarea și dezvoltarea destinației turistice. E foarte interesant. Care este, până la urmă, cum simțiți, cum îi simțiți pe partenerii care vin? Mă refer aici la autorități, să zicem, în primul rând. Cât de dispuși sunt la eforturi? Că aici sunt numai eforturi financiare. Că, ok, pui într-un buget, un consiliu județean sau o primărie, ai pus în buget niște bani ca să-i folosești. Dar fără oameni, adică fără ei, fără cei care trebuie să facă, să comunice, este foarte greu. Cât de dispus sunt ei? Cum îi simțiți? E clar că e important pentru ei, și cel puțin așa aș vedea, faptul că este bogăția lor. Ei sunt gestionarii acestui bogății. Corect. Și ei trebuie să aibă, din punctul de vedere, implicare 100%, e puțin spus, cred că 200%. Cum îi simțiți? În mare parte deschiși și dornici de a se alătura eforturilor. Bineînțeles că întotdeauna există și anumite probleme, dar aceste probleme pot fi depășite prin dialog, prin a explica clar ce se dorește, de unde plecăm și unde vrem să ajungem. Marea problemă în managementul unei destinații reprezintă vidul legislativ, în primul rând. Nu avem încă o lege a organizațiilor de management al destinației. Avem proiectul de lege. Acum intru și... Care este pe undeva prin Parlament? Nu, a fost... A fost atacat la Curtea Constituțională, a fost returnat, Curtea a declarat proiectul ca fiind constituțional, a fost reintrodus în dezbatere publică. Sper eu ca în scurt timp să fie și adoptată legea. Nu este o lege perfectă, evident. Ca orice lege este... Undeva trebuie pornit? Evident. Normal. Undeva dacă suntem așa și ne plângem, trebuie să începem cu ceva. Corect. Dar legea, în momentul în care va apărea, va defini organizațiile de management ale destinației la nivel local, județean, național. Și modul în care acestea se finanțează. De curiozitate, cine vrea poate să citească proiectul de lege, se află pe portalul Ministerului Turismului. Acolo lucrurile, spun eu, că sunt destul de clare. Modul în care se vor fi finanțate organizațiile de management, prin taxele speciale. Practic, banii sunt preluați prin taxe de la operatorii de turism și reîntorși la ei prin organizația de management din care ei vor face parte. Undeva, taxele plătite de operatorii din turism, clar, evident, revin la ei sub o altă formă, da, prin promovare, prin dezvoltarea destinației. Ori aici presupune o cooperare întotdeauna foarte strânsă între zona privată și zona publică administrativă. Degeaba discutăm de promovarea unei destinații dacă nu avem drumuri de acces, dacă nu avem un transport coerent pe Dunărea sau Delta Dunării, presupune în primul rând, alături de transportul rutier, feroviar, aerian, transportul pe apă. Discutăm de măsuri mult mai complexe decât în orice altă destinație din România. E foarte interesant, pentru că noi în România vorbim de 28 de ani, din 90, se vorbește acest parteneriat public-privat în general. Sunt diferite forme. Și tot a spus. E bun, e necesar, e nu știu ce. Dacă stau să mă gândesc bine și fac așa un istoric, un background, cred că sunteți printre puținele zone în care acest parteneriat public-privat chiar funcționează. Că mă întorc către alții, nu neapărat în zona turismului, sunt și în alte zone în care nu funcționează. Deși toată lumea își dorește, ok, punem și pe aia poate să asigure infrastructura, aia poate să asigure managementul sau alte lucruri pe care un privat le poate face mult mai ușor și fără să aibă o încărcătură, trebuie până de când spune ceva și până să întoarce acest lucru normal, să treacă 1000 de ani. Nu, alea știu să le facă privații mai bine decât statul, clar. Corect. Bun. Dar asta spun, că sunteți exemplu care, iată că se poate și funcționează. Probabil că veți fi și un exemplu pentru toate aceste parteneriate public-private care vor urma și care vor veni. Există legea parteneriatului public-privat care este și aceea în
în continuare într-o dezbatere permanentă și continuă și care sper eu să se termine odată și odată și, și cu ea să avem fapte, nu vorbe, cum se spune. Pentru că spuneam de parteneriate din partenerii din zona publică, haideți să vedem și pe cei privați. Cum înțeleg ei? Aici trebuie să remarc că zona privată a fost mult mai dornică în a crea această platformă. Au venit mai repede. Au venit mult mai repede la masa de dialog. De ce? Pentru că, până la urmă, undeva e și firesc, e normal. Sunt afacerile lor, își doresc să fie dezvoltate. Să se dezvolte și să fie safe într-o zonă în care se întâmplă ceva. În acest an, în februarie, la Târgul de Turism al României, de la București, noi ca asociație pentru prima oară am organizat un stand al Deltei Dunării și Dobrogea de Nord făcut ever. A fost o premieră, modul în care ne-am prezentat și am promovat Delta. Ați putut să-i puneți cap la cap pe toți, adică exact. Să-i convinge să vină. Toată lumea a depus eforturi, inclusiv și instituțiile publice și partea, zona privată, toți au contribuit de la amenajare până la promovare. Motiv pentru care am făcut evaluarea târgului de turism. Am avut aproape 10.000 de vizitatori instant într-o 3 zile jumate de târg. Ceea ce a fost fantastic. Vorbind de contracte încheiate pe parcursul târgului de către operatorii de turism. Și oameni care li s-a redeschis apetitul de a veni în Delta Dunării, că până la urmă asta este. Exact. Văzând... Exact. A fost una dintre cred că prima acțiune pe care asociația a făcut-o și a făcut-o cu succes. Am avut și parte de sprijinul minorităților, pentru că au fost prezente prin grupurile artistice pe care ei le au, Ruși Lipoveni, Grecii. Da, partea de culoare care e necesară. Exact, pentru exact. Acolo e show, până la urmă. La un târg de turist se face show. Da? Să atragi turiștii, da? Cu ce îi atragi? Așa cum aia de prin Polinezia vin cu ukulele și cu așa mai departe, așa cum, eu știu, până alte părți vin cu... Am să zic că până Africa vin cu tigri și cu lei, nu? și cu lei în ghilimele. Dar așa trebuie făcut, pentru că, într-adevăr, partea asta de tradiție, cultură pe care o spuneți, este, de fapt, esența acestei... Alături de natură. Alături de natură, da. Din partea umană, vorbeam să spun, de partea umană. Sunt multe lucruri de vorbit. Cred că trebuie să ieșim într-o pauză publicitară. O să rog regia să-mi confirme faptul că mai avem un minut sau două? Mai avem. Ok. Așa. Concluzia pe prima parte a emisiunii, în minutul care ne-a mai rămas. Până în momentul de față, suntem tributari unor zone legislative. Încă. Încă. În același timp s-au făcut pași serioși în ceea ce privește acest parteneriat public-privat, chiar prin această asociație. Și, în mare parte, cam toți au înțeles că altfel nu se poate. Că asta e direcția cea bună, nu? Corect. Am sintetizat? Foarte bine și vreau să vă spun că organizații de management nu sunt o invenție românească. Know-how vine tot din Occident și o să ne uităm la austrieci, la spanioli. Adică organizații de management chiar funcționează. Francezi? Nu mai spunem, da. Așa este. Pauză publicitară, apoi ne reîntoarcem aici la Realități Rurale, partea a doua. Vorbim împreună cu domnul Cătălin Țibuleac, tot despre dezvoltatorii, bineînțeles.